Dani, ce căpușuni a mâncat neama, neama? Albert, vreau și eu. Eu deja nu mai am, i-am mâncat pe toate. Dar ce poftă mi-ai făcut, n-am să pot dormi la noapte. Albert, am o idee. Haidem la mătușa Ioana și o să culegem. Acolo este o grădină mare, mare, mare și plină cu căpșuni roșii. Dani, eu cred că asta nu e idee bună. Cum o să intrăm în gradă? Poarta e închisă și acolo sunt câini răi, răi. Ce să facem noi? Albert, ne ducem la mătușa Ioana, sărim gardul încetșor, ne luăm căldărușa ta, ne uităm într-o parte în alta, vedem dacă nu ești mătușa Ioana și tu culegi, dar eu stau de pază. Culegem și fugim acasă. Bună idee! Haideam, Dani! Mai mâncăm căpușuri! Eu am văzut-o, ea doarme. Dar nu asta e super dan, de că noi luăm căpușuni. Noi luăm un pic, după ce îi voi spune. Bine, Dan, dar cine primul pleacă? Hai încetșor pe rând, tu hai. Primul. Nu, tu. Ne aude, Albert, pleacă mai repede. Aduc. Fugim! Ceva s-aude, Albert! Uai! Dani, vine bunica Ioana, revne ducem pe drumul celălalt. Vine cu Dani pe aici și când ne-a zis pe aici, ne fugim pe acolo și ne ducem la poartă. Bine, fugim, Albert! Repede fugim! Of, ce se aude ori aici? Oi! Iar cu pieciuștii mi-au luat toate căpșunile. Oare unde au plecat ei? Precis că a fost aici. Să văd eu în grădină, sunt urme. Iată, sunt urme. E că aici au fost. Hehehe, las că învăț eu o lecție. Aha, v-am prins eu! Mătușa Ioana, mi-ați speriat! De ce luați căpșuni fără voie? Dani, asta e ideea ta! Nu-i frumos să faceți așa! Asta nu e ideea mea, asta e ideea lui Dani! Albert! Noi ambi am fost. Mătușa Ioana, scuzați-mă că luat fără voie căpșune. Și eu îmi cer iertare. Ui, dragi mătuși, altă dată sunt întrebați, nu e frumos așa? Voi aveți vacanță? Da, da, avem vacanță, vreți să facem un tur din căpșune să mâncăm. Bine, noi ne ducem acasă. Pe curând, mătușa Ioana. Curând. Mulțumim pentru căpșune. Noi să mai trecem. Oi, copiii ăștia, copiii.